Apa servă atât în pe perioada de stare de urgență, cât și pe perioada de stare de alertă și a continuat activitatea astfel încât să putem asigura serviciul de alimentare cu apă. Problema, într-adevăr, a fost pe partea comercială, deoarece în prima fază s-a încasat doar la centrele de încasări, lucru care ne-a dus o scădere drastică a încasărilor. După perioada de situație de urgență am început să mergem și în teren, lucru care ne-a făcut să ne luăm toate măsurile de siguranță astfel încât să punem în siguranță atât operatorii noștri de la centrele de încasări, cât și populația cu care intră în contact. Dar în toată perioada asta, prin intermediul dumneavoastră, cât și prin intermediul colegilor de la centrul de încasări, am reactivat cumva avantajele folosirii contului online. Vă pot enumera câteva lucruri, adică acest cont online este activ 24 de ore din 24, pentru ca beneficiarului serviciului de alimentare cu apă să-și facă acest cont online, nu necesită mai mult de 2 minute, să aibă o factură la îndemână în care să aibă contul de client, își fac acest cont online. Odată făcut acest cont online, ei pot să-și vadă istoricul facturilor, pot să-și plătească facturile, pot să-și transmită indexul, astfel încât să evităm cât mai mult contactul direct între persoane, adică între beneficiar și casierele încasatoare. Contul online se creează gratuit ca și model de cum se creează pe pagina noastră de asvj.ro. Avem un filmuleț în care în câteva minute sunt date toate indicațiile astfel încât să poate fi acest cont creat. Mai mult decât atât, avem instruite toate colegele de la centrele de încasări, începând cu Petrila, Petroșani, Lupeni, Aninoasa, Vulcan și Uricani, dacă e cazul să dăm tot sprijinul ca cei care doresc să-și încheie, să-și facă acest cont online, să le fie cât mai ușor. Modalitățile de plată, odată creat acest cont online, sunt foarte simple, se pot plăti cash sau non-cash la caseriile APA Servului, comisionul fiind zero. Totodată se poate face plata la partenerii noștri, cei de la PayPoint și 1-2, precum și cele două conturi care le avem atât la BCR și cât și la Banca Transilvania, conturi care se găsesc pe pagina de pe pagina noastră în care prezentăm APA Servu. Rugămintea mea e ca prin intermediul dumneavoastră să mediatizăm acest lucru, deoarece ne punem în siguranță, cum am spus, atât noi cât și beneficiarii serviciului vis-a-vis de cunoașterea datoriilor care le au față de APA Serv, precum și modalitatea de plată, precum și un istoric al factorilor. Care este situația asociațiilor de proprietari? Odată cu criza care, situația asta cu tot ce a însemnat perioadele prin care trecem, s-au înrăutățit partea comercială vis-a-vis de asociațiile de proprietari, în sensul că asociațiile de proprietari au acumulat mult mai multe datorii. Am ajuns la un grad de încasare de nici 50% față de perioada dinainte de apariția acestui virus, fapt care ne-a făcut ca să avem întâlniri comune atât cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, cât și cu membrii asociațiilor de proprietari, astfel încât să găsim o modalitate ca plata serviciului de alimentare cu apă să se facă direct la APA Serv. În sensul ăsta,
s-au creat niște reguli care trebuie respectate atât de noi, cât și de reprezentanții asociației, dar în primul rând de cei care vor să vină cu serviciu, cu plata serviciului de alimentare cu apă la APASERV. Vreau să precizez că indiferent dacă ei au datorii sau nu au datorii la asociație, prin cele două formulare tip care le completează, ei, atât cel beneficiarul, cât și asociația, cât și noi, știm exact datoria care o are către asociație în momentul în care vine să-și facă plata la noi. Odată știind datoria care o are, datorie care este vizată de toate cele trei părți, se pot găsi modalități de plată, ori direct la asociație, ori direct la noi în contul asociației, ori direct în contul nostru și noi ne reglăm cu sumele încasate cu asociația. Lucrul ăsta este benefic atât pentru cei care doresc să vină cu plata serviciului la noi, cât și pentru asociație, deoarece ei nu au, până la urmă, o persoană, două, care coordonează asociația, nu au, să zic așa, suficient personal și suficiente informații ca să poată gestiona partea comercială. În ultima perioadă, vreau să vă spun că o asociație întreagă a venit cu plata, e ultima asociație, cea din Petroșani, care a venit cu, toți au venit să plătească serviciul la noi. Cei drept, puține au mai rămas, pentru că de-a lungul timpului ei și-au făcut branșamente individuale, atât la nivel de scară, au fost răzleți unii alții care au avut datorii la asociație, dar întâlnindu-ne toate trei părțile, s-a clarificat datoria la asociație, oamenii au făcut angajamente de plată, dacă până acum le-au avut la asociație, au început să le-au făcut la noi, cu viza asociației, iar banii încet, încet îi recuperăm și stingem astfel datoriile către asociațiile de proprietari. Vreau să precizez că nu este obligativitate să vină să plătească serviciul de alimentare cu apă la noi, asociațiile în continuare, ele își desfășoară activitatea, doar acest serviciu de alimentare cu apă au opțiunea să-l plătească la asociație sau la noi. În urma inundațiilor, ce ne puteți spune de situația sistemului cu apă potabilă din vestul Văinjiului? Exact acum două luni au fost acele inundații care ne-au creat mari probleme în ceea ce înseamnă alimentarea cu apă a orașelor Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, cât și partea de sud a orașului Petroșani, deoarece în urma viiturilor o porțiune destul de lungă, aproape 400 de metri din aducțiunea dintre stația Valea de Pești și orașul Uricani, practic a fost luată de ape. Pe lângă asta a fost turbiditatea lacului și condițiile apei brute din lac ne-a făcut ca să nu putem funcționa cu stația de tratare pe partea de, ca sursă lacul Valea de Pești. Sursa de alimentare a fost pârâul Lazăru, cât și pârâul Lazăru în principal, care știm că este foarte vulnerabil la toate ploile torențiale care sunt, care ne-au pus până la urmă în dificultate, să zic așa, vis-a-vis de alimentarea cu apă a stației Valea de Pești, dar având în vedere tehnologiile de care dispunem de aproape 4 ani la stația Valea de Pești, cu toate greutățile întâmpinate, nu am fost nevoiți să facem restricție de alimentare cu apă pe partea de vest. Să revin la întrebarea dumneavoastră după ce am făcut o scurtă introducere. În momentul de față suntem aproape de finalizarea proiectului pentru înlocuirea acelei conducte de aducțiune, cei 400 de metri de aducțiune. Urmează toate etapele pentru ca să se execute lucrarea, lucru care ne-l dorim să se întâmple până la sfârșitul anului, deoarece în continuare, tot vestul Văinjiului este alimentat doar dintr-un singur fir, din firul 1 de aducțiune. O veste bună este că, începând de vineri, stația de tratare Valea de Pești are ca sursă de alimentare și lacul Valea de Pești,
Deci, în momentul de față, stația Valea de Pește are două surse independente, adică dacă se întâmplă ceva cu pârâul Buta și cu pârâul Lazăru, funcționează foarte bine lacul. Dacă se întâmplă ceva cu lacul, avem alternativă partea de Buta și Lazăru. Asta aduce o siguranță în funcționarea stației, dar problema rămâne în continuare apa potabilă, să reușim să o ducem fără a avea avarii neprogramate pe partea de vest a Văijiului. Adică dacă apare o avarie, suntem obligați să facem restricții pe tot vestul Văijiului, deoarece nu avem posibilitatea să dăm apă pe a doua conductă, conducta de rezervă, care, după cum am spus, a fost luată o parte din ea de viitoră. Dar lucrul ăsta nu trebuie să sperie beneficiarii noștri de pe vestul Văijiului, deoarece în toată perioada asta, perioada care va mai continua, nu s-a făcut nicio restricție de apă pe partea de vest datorită acestui fapt. Restricții care au fost restricții punctuale care s-au datorat lucrărilor de reparații sau avariilor care au avut loc pe orașele care le-am amintit. Ca și concluzie, un plus față de acum două luni, stația Valea de Pești are două surse de alimentare, lacul de alimentare Valea de Pești, lacul de acumulare Valea de Pești și pârâul Lazăru și pârâul Buta.